Mazăre este dezamăgită de decizia judecătorilor care îl obligă să plătească despăgubiri în valoare de 5.000 de lei și mai mult decât atât, să-i ceară și scuze public revoluționarului Stere Beca. Edilul este de părere că la rândul său ar trebui să dea în judecat o mulțime de oameni pentru acuzele pe care le-a primit de-a lungul timpului. Ei, dacă o să rămână definitivă după apel, o să plătim. Ce o să facem, sigur? Normal, dar știi ce îmi spune avocata? Și vezi tu cum îi dau eu în judecată pe toți de acum pentru orice cuvânt, că la câte bălăcări le-am suportat eu și n-am dat în judecată, că l-am făcut pe unul milog, asta e. O să vedem ce o să se întâmple la apel. Primarul Constanței l-a numit milog în august 2013 peste Rebecca chiar în fața presei. Premierul Victor Ponta s-a deplasat atunci împreună cu Mazăre în cartierul Henri Coandă pentru darea în folosință a primelor locuințe sociale. Nici revoluționarul nu este mulțumit de decizia instanței, el cerând daune mult mai mari. Este de părere că suma de 5.000 de lei este una foarte mică.